Samurai Jack este unul dintre desenele alea mai vechi, care rămân așa cu un farmec aparte și cu toate că a trebuit să așteptăm 13 ani să vedem finalul din Samurai Jack, desenul a ieșit în evidență prin multe lucruri. Hai să vorbim despre aceste 5 episoade care chiar au fost faine din serie. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că poți pulbera butonul de subscribe pentru că vei avea ce să vezi pe aici. Comentariul zilei vine de la David care zice: Sal Killer Bananas, please, pot apărea la un videoclip, please, mega respect pentru munca depusă. Mersi David, ia locul de la începutul clipului. Samurai Jack a avut așadar mai multe episoade interesante. Primul dintre aceste episoade despre care vreau să vorbim este episodul 7 din sezonul 1 și anume Jack and the Three Blind Archers. Episodul iese în evidență în primul rând prin culorile sale. Vedem aici trei arcași care cu toate că sunt orbi au un auz de neegalat. Episodul nu are aproape deloc dialog și se folosește de liniște într-un mod foarte interesant. El iese în evidență așadar în primul rând prin arta sa, apoi prin acțiunea care are loc în acest episod. Un alt episod fain de Samurai Jack este episodul The Birth of Evil și anume episoadele 11 și 12 din sezonul 3. Aici aflăm cum s-a născut Aku. Episodul explorând originea celui mai mare rău din serie. Aflăm așadar că Aku a terorizat pământul încă de pe vremea dinozaurilor și aflăm și cum zeii Odin, Ra și Rama au lucrat împreună pentru a realiza sabia lui Samurai Jack. Dacă tot am vorbit despre origini, în episodul 6 din sezonul 2 și anume în Jack Remembers the Past, aflăm mai multe despre originea lui Samurai Jack. Episodul respectiv este mai interesant din perspectiva faptului că îl vedem pe Samurai Jack cum găsește locul său de origine și anume locul unde a crescut. Acest lucru îl face să-și amintească de copilărie și vedem cum a crescut alături de părinții săi. Aflăm mai multe despre copilăria sa în acest episod. A existat și un episod mai ciudat numit Jack vs. Mad Jack și anume episodul 8 din primul sezon. Acest episod este din nou unul destul de simplu realizat, la fel ca cel cu arcașii. Cu toate acestea, vedem în acest episod o confruntare între Jack și Aku, dar o versiune de Aku care seamănă perfect cu Samurai Jack. Confruntarea lui Jack cu el însuși, practic în acest episod, este una interesantă și vedem cum decurg lucrurile în acest caz. Un alt episod foarte interesant din perspectiva artei este Samurai versus Ninja. Primul episod din sezonul 4 iese în evidență așadar prin faptul că arată foarte bine din punct de vedere vizual, fiind unul dintre cele mai nice episoade care au apărut vreodată. Aflăm că un ninja a fost antrenat pentru a se confrunta cu Jack, iar atunci când se întâlnesc, cei doi se confruntă într-un mod foarte interesant. Acest mod fiind ilustrat prin culorile alb și negru. Și da, și acest episod iese foarte mult în evidență prin arta sa. El fiind la fel ca cel cu cei trei arcași, unul dintre cele mai interesante episoade din punct de vedere vizual. Cam acestea sunt cele 5 episoade faine din Samurai Jack. Uite aici câteva motive pentru care să te uiți la Samurai Jack. Ia bagă un tap aici ca să vezi motivele.